Oamenii susțin că cei care fac exces de antibiotice sunt inconștienți, mai ales că acestea pot să ducă la rezistența organismului și apoi să nu mai răspundă la tratamente. Foarte urât, foarte rău, nu trebuie. Trebuie să ne sfătuim cu medicul, pentru că antibioticele fac rău. Distrug flora intestinală. Asta o știu eu. Poate fi organismul rezistent după aia. Pe urmă, organismul nu mai este rezistent la alte medicamente care poți să le iei pentru o altă boală mai gravă. Distruge, în primul rând, distruge flora genitală. Asta este în primul rând care o distruge și o distruge chiar, adică nu-ți mai dă voie după aia, dacă după un tratament foarte mare de antibiotic, nu-ți mai dă voie după aia, adică nu mai au reacție în antimedicamente e care rezistent. Le iei. Exact. Devine rezistent la... Exact, da. Nu mai... E periculos această rezistență? Da, este periculos. Este foarte periculos că organismul se învață cu așa ceva și după aia nu mai reacționează la nimica. Medicii s-au confruntat în ultima perioadă cu o avalanșă de pacienți care au ajuns cu forme grave de enterocolite. Fie că au avut sau nu nevoie, zeci de vasluieni au înghițit pastile în speranța că se vor face bine. În această iarnă ne-am confruntat și cu foarte multe diarei, deși specificul lor este în timpul verii, deci apar cu frecvență mai mare vara, nu iarna. Ne-am confruntat cu multe cazuri de diarei post-antibiotice la pacienți care au urmat tratamente antibiotice ambulator pentru diferite forme de boală care au necesitat tratament sau nu tratament antibiotic. Pacienții al căror organism devine rezistent la antibiotice scot bani frumoși din vistăria spitalelor care îi tratează, deoarece schemele de tratament sunt tot mai scumpe. Există un abuz, deci legat de folosirea de antibiotice, există un abuz și care de multe ori este și din partea pacientului. Dar acest tratament cu antibiotice ar trebui foarte atent recomandat și cu zgârcenie, aș spune, pentru că ne trezim în spital cu niște forme de boală infecțioasă care nu mai răspund la tratamentele pe care le avem la dispoziție. Se capătă rezistență la medicamentele, la antibioticele pe care noi le folosim în spital și trebuie să apelăm la variante de rezervă care sunt extrem de costisitoare și care ar trebui să fie o raritate. Medicii atrag atenția că la copii antibioticele nu sunt de folos în infecțiile virale, iar utilizarea lor nejustificată scade imunitatea celor mici.